Dacă ne vom uita de-a lungul Vechiului Testament și în viața poporului ales al lui Dumnezeu, poporul lui Israel, vom vedea că Moise primește tablele legii din muntele Sinai, unde Dumnezeu stă față de Moise cu spatele atunci când îi dă tablele, nu stă cu fața. Moise primește tablele și coboară jos la popor care așteaptă la poala muntelui, ceea ce arată că desăvârșirea te urcă la înălțime și ceea ce înseamnă că începutul smereniei începe de jos, cum spune psalmistul, văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Este o cântare din cântările lui Moise. Smerenia este cea care te poate înălța și nimeni nu poate ajunge la cele înalte până nu trece prin cele smerite. Dacă ne ducem la Mântuitorul Iisus Hristos, vom vedea că tot pe un munte înalt s-a suit atunci când a chemat pe Iacov, pe Petru și pe Ioan și s-a schimbat la față, arătând slava și lumina cerească, arătând că prin mistică putem vedea în lumea de dincolo, arătându-i pe cei doi, pe Moise și pe Ilie, amândoi doi oameni cu dor de Dumnezeu și pămunți lucrând, dacă îl vom vedea pe Avram aducând jertfă, îl vom găsi pe muntele Moria, jertfindu-și pe unicul său fiu, și dacă îl vom lua pe Ilie, îl vom găsi și pe el, tot pe munte suit, ca să aducă jertfă împreună cu preoții sau popii idoleștea lui Baal, care deși îl invocă pe Dumnezeul lor, el nu mai ajunge niciodată să le dea un semn. Și atunci Ilie împlinește el jertfa, ridică mâinile la cer și spune: Doamne Dumnezeul meu, coboară foc din cer, mistuiește jertfa aceasta să cunoască poporul tău că tu ești Dumnezeu cel adevărat și pe mine să mă cunoască că sunt adevăratul tău slujitor. Era profet. Deci vorbim de epicleza și de liturghia Vechiului Testament. Deci Avram o aduce pe muntele Moria prin fiul său, unul singur reprezentant sau preînchipuirea lui Hristos. Ilie aduce vițel sau jertfă de carne pe muntele Carmel și apoi tot pe munte primește simțirea lui Dumnezeu în zefir și în adiere de vână. Iată-ne acum tot aici în vârful dealului la Recea, cum spunem noi în pădurea Bujoreni, tot pe un vârf de munte, pentru că urci ușor până ajunge aici. Și pentru că e zona de câmpie și de deal, munții sunt mai domoi. Acesta este muntele Domnului, pentru că aici Maica Domnului își are sălașul ei cu cele trei praznice. Izvorul tămăduirii, adormirea Maicii Domnului, bisericuța mică istorică din ogradă și acoperământul biserica mare. Și ca drept dovadă că biserica stă pe munte, trebuie să vă suiți până la ea pe trepte, ca să vă înălțați și chiar în biserică când intrați, trebuie să suiți treaptă cu treaptă, din treaptă în treaptă, până ajungeți la altarul cel sfânt, unde vă așteaptă Dumnezeul Euharistic în potir. Tot pe munte și Maica Domnului, pe muntele Sionului, de data aceasta în Ierusalim, primește vestea plecării la cer. Vine un înger, se apleacă în fața ei, îi dă o stâlpare, o floare, un crin din rai și îi spune: vei merge la fiul tău și Dumnezeul nostru. Iată-o pe Fecioara Maria, dusă de apostol pe catafaltul de îngropare, unde pe alt munte,
pe partea Eleonului spre Ghețimanii, unde va avea mormântul și sălășluirea, de acolo de unde Dumnezeu va sui în muntele cel sfânt al Lui. Cine se va sui în muntele cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima. Care n-a luat în deșert numele de Dumnezeu. Ce spune psalmistul David despre Fecioara Maria? Ascultă, fică, și vezi, uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Și ce devine Maica Domnului? Mireasă a Dumnezeului celui preanalt. Duhul cel Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Și Sfântul ce va ieși din tine, ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Dacă ne uităm la schimbarea la față, vedem că Hristos scoate din el râuri de lumină. De ce? Pentru că eu sunt lumina lumii, o spune chiar Hristos. Și umblați în lumină cât aveți lumină, să nu umblați în întuneric, ca fiii întunericului, că cel ce merge în întuneric nu știe unde merge. Dacă Hristos este lumină, Maica Domnului, ce este altceva decât Maica Luminii? Cum spunem seara la utrenie când cădim la Maica Domnului la cântarea 8-a? Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstind-o să o mărim. Și pentru că gurile, cum spune Paraclisul, cele rele, cele sterbe, cele strâmbe, cele mute, ale păgânilor care nu cinstesc puterea cinstitei icoanei tale, zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, adică povățuitoarea, o găsim în capitolul lui Luca de la 1 la 25, când pentru prima dată în istoria, dacă vreți, a Noului Testament, denumirea de Maica Domnului o dă Sfânta Elisabeta. Cum este aceasta la mine să vină Maica Domnului meu? Adică Maica lui Dumnezeu. Și Fecioara Maria dă acea explicație într-un smerenie verișoarei sale Elisabeta. Mi-a făcut mie mărire cel preanalt, adică Tatăl. De-aia rămâne veșnic mireasă. Mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui în veacul veacului. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De aceea ne-am adunat în seara aceasta aici, în poiana Mănăstirii Bujoreni, unde trebuie să amintim doar câteva lucruri simple, pentru că atunci când negi recunoștința sau negi osteneala și binecuvântarea, pici din Harul lui Dumnezeu. Într-o această poiană uitată și păzită de îngeri, micul schid de cărămidă, abandonat și părăsit cu câteva chilii din chirpici, era lăsat în negura vremii și a istoriei, fără urmă. Și la lucrarea duhovnicească și a părintelui Iustin din Petru Vodă, care îl vedeți pictat pe clopoiță la intrare, ca și cuviosul, ca și sfânt deocamdată, și la lucrarea preasfințitului Achim, pe care îl vedeți în biserica mică, în lumina aceea diafană, când intrați în dreapta bisericii, în acest loc s-a format această obște monahală, care o găsiți astăzi, care nu este altceva decât prescura lumii acesteia sau lungii pe care i-a dat Dumnezeu din pântecele mamilor să fie călugări în aceste locuri și în acest loc. Spune fericitul Augustin și mai înainte de el o spune Mântuitorul că niciodată pomul rău nu poate să facă poame bune. Și niciodată pomul bun nu poate să facă poame rele. Dacă acum 15 ani în urmă, cu mila și îndurarea lui Dumnezeu, la hramul Mănăstirii Bujoreni, erau în ogradă 35 de oameni, Dumnezeu a lucrat ca prin pronia Duhului Sfânt, ca prin credința curată a poporului, prin binecuvântarea bătrânului Iustin, care a dat de atunci
binecuvântare să fie, să existe, să meargă locul acesta și să fie cuib de rugăciune și cu binecuvântarea Preasfințitului Ioachim, astăzi această ogradă este plină de sufletele dumneavoastră. Este plină de prezența dumneavoastră și totodată cu dumneavoastră și o armată de îngeri care păzesc această ogradă ca voi să aveți liniștea și pacea sufletească de la 6 sau 5 de când a început slujba și până la miezul nopții, când noi stăm acum de vorbă, să ascultați cu migală sufletească și cu străduință duhovnicească rugăciunile care se înalță la strană, rugăciunile care s-au cântat în cinstea Maicii Domnului, la prohod, slave și stihiri, și să dăm împreună slavă lui Dumnezeu, că tot ce vedeți în această ogrăjoară, nu prea mare, este încă suficient loc și pentru cei ce vor mai veni, și este încă suficient loc și pentru cei ce n-au ajuns, să fie plină de viață, adică de credință vie, de fapte, să fie plină de Duh Sfânt prin prezența celor care sunt aici spovediți și împărtășiți și care se vor mai împărtăși și în seara aceasta la liturghia de noapte și mâine la liturghia de zi. Să fie plină ograda de căldura sufletelor voastre. Deci, faptul că dumneavoastră ați rupt din timpul liber și sunteți în ograda Maicii Domnului, să ascultați la onomastica ei două, trei cântări duhovnicești, două, trei slave, strofe din prohod și să trăim momentul că atunci când de fapt ea pleca la cer în clipele și în momentul acela, este cu adevărat o faptă via credinței cele adevărate și drepte.